Cartea Numeri, capitolul 14. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit noi în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie? Iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă, și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului. Nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei n-au nici un sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici. Dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului: egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta. Și vor spune locuitorilor țării aceleia: ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut. Tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice: Domnul nu avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care o jurase că i-o va da. De aceea i-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt și până aici. Și Domnul a spus: iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, așa este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Și anume, toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea
Părinte minunat și veșnic, suntem din nou înaintea cuvântului Tău, cuvânt pe care l-ai rânduit astăzi înaintea noastră, pe care l-ai lăsat pentru noi, pentru care îți mulțumim și pe care te rog astăzi să-l așezi adânc în mintea fiecăruia dintre noi. Doamne, am vrea să ne ajut să înțelegem cât ești de bun, de durător și de îndelung răbdător, dar și cât ești de ferm și de drept. Aș dori ca astăzi să învățăm să ne ferim în a ne socoti numele Tău. Să ne înveți să fim atenți în umblarea noastră, în vorbirea noastră, în atitudinile pe care le abordăm pe parcursul vieții noastre, în mărturia pe care suntem datori să o aducem. Pentru ca întotdeauna să păstrăm numele Tău la loc de cinste, vorbit de bine. Lucrează în viețile noastre și astăzi prin cuvântul Tău. Amin. Și lasă ca aceste cuvinte pe care le-ai păstrat pentru noi să-și facă lucrarea pe deplin și să aducă rod bogat. Amin. De pocăință și de îndreptare în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Pentru slava Ta. Pentru că Tu ești Cel ce meriți toată slava și Amin. Cinstia în vecii vecilor. Amin. Amin. Rog. În dimineața aceasta, înaintea noastră, a fost propus un studiu din această porțiune a textului de două săptămâni. Suntem în studiu cărți numeri pentru cei care încă păstrează calendarul de studiu biblic. O carte care este foarte, foarte semnificativă, extrem de importantă. Acum vreo 15 ani am predicat prin această carte. Nu știu cât mai sunt aici cei care au auzit-o și dacă își amintește cineva sumarul precis și concis al acestei cărți. De aceea am să-l repet. Cartea Numerii este despre o călătorie. Și amintește cineva? O călătorie. Călătoria poporului Israel, care ar fi trebuit să ajungă odată eliberat din Egipt, în țara promisă, în timp scurt, fără probleme majore, sub călăuzirea lui Dumnezeu, să ajungă în câteva luni, în țara promisă, de care să se bucure cu familiile lor. Cartea Numeri însă ne arată cum această călătorie care ar fi trebuit să fie scurtă și frumoasă, într-una care a devenit lungă și groaznică. Cel mai îngrozitor lucru despre această călătorie este ceea ce se întâmplă în textul prezentat, în textul pe care l-am citit, în care Dumnezeu asigură că toți cei care i-au văzut minunile în Egipt și au ieșit din Egipt vor muri în pustie. Cu excepția a două persoane, toți vor rata intrarea în țara promisă. Astfel încât o călătorie care ar fi trebuit să fie scurtă și frumoasă s-a transformat în călătorie lungă cu un final dezastru, tragic. Motivul e ceva așezat adânc în noi. În toți, nu numai în ei. Nesocotirea lui Dumnezeu. Există această tendință a omului să uite de Dumnezeu. Să-L nesocotească pe Dumnezeu.
Observați că în textul acesta Dumnezeu, vorbind lui Moise, îi atrage atenția că e cam destul. Zice, până când mă va nesocoti poporul acesta. N-are niciun motiv să mă nesocotească. Au văzut puterea mea, au văzut prezența mea, au văzut minunile pe care le-am făcut, au văzut cum i-am adus până aici. Așa cum i-am adus până aici, n-am nicio problemă să-i duc până la capăt și să le dau ce le-am promis. Dar oamenii ăștia continuă în această atitudine grosolană, injustă, incorrectă. Ia numele meu în derâdere. Vorbesc despre mine ca și când n-aș avea nicio putere. Nu mai privesc spre mine, mai mult privesc spre Egipt, de unde i-am scos. Se uită la niște oameni și se tem de ei. După atâta vreme în care am lucrat în viața lor, încă nu s-au obișnuit să privească la mine și nu la toate celelalte. Va rămâne în Cartea Numerii o problemă, pentru că, deși e foarte drastic textul acesta, nici voi să n-am învățat nimic din el. În doar câteva capitole, alături de toți ceilalți pe care Dumnezeu îi pedepsește conform acestui text, va fi pedepsit și Moise. În câteva capitole va izbucni o nouă răzvrătire condusă de Core, Datan și Abiram, pe care pământul îi va înghiți de vii. Vor apare din nou cârtiri care vor aduce peste popor acei cerchi veninoși, înfocați. E ceva ce e atât de adânc așezat în om, încât e foarte important să privim textul acesta și să încercăm să învățăm că Dumnezeu nu glumește cu nimeni. Și, prin urmare, nimeni n-ar trebui să glumească cu Dumnezeu. E un text clar care ne vorbește despre dreptatea și justiția lui Dumnezeu. Despre faptul că Dumnezeul care a promis că nu va lăsa nepodepsită nesocotirea numelui Lui și orice formă în care numele Lui va fi luată în derâdere, va fi aspru pedepsită, Dumnezeu își păstrează această pretenție. Pavel o înnoiește pentru noi în Galateni, când anunță pe cei din bisericile din Galatia că Dumnezeu nu se va lăsa niciodată să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va culege. E atât de important să avem grijă și noi astăzi la atitudinea noastră. Mai ales că spre diferența imensă între noi și ei, spre avantajul nostru, Dumnezeu locuiește în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu e prezent în inimile noastre. Dumnezeu a investit în viața noastră mult mai mult decât a investit în poporul Israel. Și ar trebui să avem grijă ca niciodată în viața noastră numele, frumusețea și înălțimea lui Dumnezeu să nu fie știrbite. Să nu fie nesocotite. Evenimentul acesta, ziua aceasta despre care vorbim, pe care o prezintă textul nostru, este ziua care a răsturnat un viitor strălucit și l-a transformat într-un prezent tragic. O perspectivă cruntă pentru toți cei care au îndrăznit să ne socotească pe Domnul. Aș vrea să vorbesc despre această confruntare divină a nesocotirii lui Dumnezeu.
Să înțelegem că Dumnezeu niciodată nu va tolera nesocotirea lui. În niciun fel, în nicio formă, sub nici o scuză. Cu toate diferențele evidente care sunt între noi ca biserică și ei ca popor ales al lui Dumnezeu. Ei mergeau spre țara promisă care era Canaanul, fiind sloboziți din Egipt. Noi am fost sloboziți din robia păcatului și suntem în pregătire pentru veșnicie. Așa cum ne spune Petru, certitudinea pe care noi o avem este că Dumnezeu ne păstrează pe noi pentru o moștenire pe care o are pregătită pentru noi și păstrează și moștenirea pe care o are pregătită pentru noi. Ne păstrează pe noi pentru ea și păstrează moștenirea pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Fiind o formulă atât de adâncă și puternică, în care credința are un rol atât de important, încât Petru va vorbi despre această credință și necesitatea testării ei, spunându-le că n-ar trebui să fie mirați că trec prin împrejurări grele și prin încercări de foc, de vreme ce credința lor mai scumpă decât aurul, care e curățit în foc, și ea trebuie să fie testată. Sunt 4 episoade, 5 chiar, de ce reușim să parcurgem în această zi, care sunt prezentate prin inspirația Domnului în această istorie, în această prezentare. Toate nu fac decât să amplifice pentru fiecare dintre noi care privim și citim aceste episoade și aceste momente distincte ale acestui eveniment, amplifică pentru noi chemarea pe care deja am auzit-o la a fi sfinți, la a fi curați, la a trăi o viață care să stea departe de orice formă de necinstire, de nesocotire și de pângărire a lui Dumnezeu. Atenție mare la cum gândim, la cum vorbim și la cum ne trăim viața. Pentru că Dumnezeu merită toată slava și cinstea din viața fiecăruia dintre noi. Amin. Amin. Primul episod este această adunare nemulțumită. Tocmai se întorseseră iscoadele și iscoadele vin cu o veste unitară, uniformă. Toți sunt de părere că țara pe care Dumnezeu a promis-o este minunată, spune aici versetul 7. Foarte bună, minunată și așa ca un fel de exagerare, întotdeauna a fost una dintre expresiile mele favorite când eram copil, știi? Ce frumos trebuie să fie să te duci undeva unde să curgă lapte și miere. În copilărie am stat mult la bunici, la tăut. Bunici aveau și vaci și albine. Vă puteți imagina cum trăiam eu ideea aceasta. Să curgă din belșug lapte și miere. E evident o formă care indică belșugul pe care Dumnezeu îl promite în această țară. Și cu tot belșugul de care Dumnezeu le face parte, promisiunile lui Dumnezeu de care le face parte, puterea lui Dumnezeu care îi însoțește, prezența lui Dumnezeu și puterea lui prin care lucrează în mijlocul lor. Auzi, nor în timpul zilei, foc în timpul nopții. Absolut! Nu le lipsește nimic. În ciuda belșugului pe care Dumnezeu îl revarsă peste ei. Ei continuă să fie nemulțumiți. De ce? Nu vestea și nu observațiile pe care ei le fac sunt diferite,
ci interpretarea lor. 10 zic, e bună, dar nu-i de noi. Acolo am văzut oameni mari, înalți, cetăți întărite. Nici vorbă. E frumoasă, suntem toți de acord, e excepțională, e super, e minunat, e belșug, într-adevăr. Am văzut, uite, v-am și adus să vedeți roadele, să vedeți ce țară. Vedeți ce țară. Probabil nu ne credeți pe cuvânt. Dar țara este extraordinară. Dar realitatea este percepută în două feluri. Unul care îl nesocotește pe Dumnezeu. Unul care, atunci când privește la oameni și ziduri, zice: nici vor. Noi? N-avem cum. Nu o să ajung. Nu. Mai bine ne întoarcem în Egipt. Doi, deci minoritate, doi din 12, zic, așa e. Nu zic, da, de unde oamenii nu-s mari. Nu i-am văzut mari deloc, sunt mici, nu au măsurat ăștia bine, nu au văzut bine. Nu. Și ei spun la fel. Așa e, și noi am văzut. Dar nu există nici unul care să se măsoare cu Dumnezeul. Îs mari, îs tari, cetățile zidite, bine, întărite, dar ce s-a asta? Înaintea lui Dumnezeu. Aici intrăm în textul nostru care ne spune că în urma acestor două perspective, poporul în întregimea lui, așa cum face poporul și astăzi, cine are dreptate? Aia mulți. Aia mulți au întotdeauna dreptate. Unde-s mulți, trăbăcă-i bine. Ce fain e unde-s mulți. Când-s mulți, așa e. Cum zice mulțimea, așa e. Și toată această adunare despre care ne vorbește textul nostru este o adunare în ciuda prezenței puterii și a persoanei lui Dumnezeu, o adunare care a primit și 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 a primit. N-a fost odată să strige către Dumnezeu și să nu primească. Și totuși sunt nemulțumiți. Foarte nemulțumiți. N-au fost respinși niciodată, niciunul n-a murit de foame, niciunul n-a murit de sete. Dumnezeu s-a arătat mereu prezent, la timp, fără întârziere, după voia Lui, prin puterea Lui, și totuși ei sunt nemulțumiți. Probabil că v-am auzit după masa asta, la textul care a fost citit, la rugăciune ne spunea că voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim bucuroși, dar să fim și să mulțumim. Și totuși, generația noastră e o generație caracterizată prin excelență de... Ia să vedem, cine e de acolo? Oriunde te întorci, oamenii sunt nemulțumiți. Nefericiți, neîmpliniți. Și toată lumea pune vina pe circunstanțe. Alte vremuri, e mai greu, tot felul de justificări pentru care și cu cât înaintăm în această nemulțumire care este prezentă în societate, observăm cât de prezentă este și în biserică. O nemulțumire care mereu schimbă structura bisericii. Nu ne place una, nu ne place alta, o schimbăm și pe aia, o schimbăm și pe aia la altă, o schimbăm și pe aia la altă, pentru că privim la circumstanțe, la cultură, la
ceea ce se întâmplă și toți suntem de acord că ceea ce se întâmplă este exact așa cum se întâmplă. Dar perspectiva și interpretarea pe care o dăm e diferită. Cei mulți zic într-un fel. Noi ăștia mai puțini în continuare îndrăznim să zicem altfel. Ceea ce se observă este că în ciuda faptului că Dumnezeu a dat, în continuare credincioșii sunt nemulțumiți, mai vor. Toți caută și pe aia și pe aialaltă, mai mult în aia, mai mult în cealaltă, mai mult în cealaltă, fără să înțeleagă că Dumnezeu mai mult nu dă. Ce poate da Dumnezeu mai mult decât pe însuși Fiul Său? Ce? Ce să-ți mai dea? Nemulțumirea aceasta este o problemă imensă care cauzează multă nenorocire în zilele noastre de astăzi și în multe locuri Dumnezeu este nesocotit din pricina acestei nemulțumiri. Priviți, vă rog, câteva stări care compun aceasta, câteva elemente pe care e important să le observăm. În această nemulțumire există mai întâi această neliniște zgomotoasă. Când omul e nemulțumit, țipă, plânge și nu doarme. Așa-i? Citim. Toată adunarea a ridicat glasul, a început să țipe și poporul a plâns. Nimeni nu doarme. Cine să doarmă? Nemulțumirea nu te lasă să dormi? Nemulțumirea e compusă dintr-o neliniște care îl face pe om să țipe, să plângă, să nu se odihnească, să nu fie liniștit. Și această neliniște este mereu prezentă în națiunea lui Israel. Deși, de foarte multe ori, mesajul lui Dumnezeu este stați liniștiți. Dumnezeu luptă pentru voi. Voi stați liniștiți. Ieremia, privind la dezastrul pe care Dumnezeu l-a îngăduit peste cetatea Ierusalimului, zice așa: bine este să aștepți în tăcere. În nemulțumitul să tacă? Serios? E imposibil. Nemulțumitul trebuie să exprime mulțumirea. Nemulțumirea, pardon. Dacă nu își exprimă nemulțumirea, este ca și când n-are sens trăirea lui. Toată trăirea lui trebuie să fie cunoscută. Nemulțumirea lui trebuie să fie văzută, auzită. Începe să țipe, să urle, să strige, să-și facă cunoscută. Face scene de toate felurile. Iată plânsul din textul nostru. Lipsa odihnei. De foarte multe ori, neliniștea asta face ca viețile noastre să fie nemulțumite și nemulțumirea din viețile noastre face ca această neliniște să fie o stare reală. Noi. Cu atât mai mult, atât ar trebui să avem grijă la aceste trăiri, cu cât Petru, de exemplu, ne spune să aruncăm asupra lui. Asupra toate îngrijorările. Pavel scrie Filipenilor, spunându-le să nu se îngrijoreze de nimic, ci să aducă la cunoștința lui Dumnezeu rugăciuni. Ce? O mulțumire. Și dintr-o dată zice și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vă va păzi.
Ce frumoase sunt cuvintele Domnului Iisus în noaptea în care a fost vândut, când mi-a zis, vă dau pacea mea. Și pacea mea nu seamănă cu celelalte feluri de pace. Pacea mea e o pace atât de adâncă și atât de reală, încât nu vi se tulbură inima. Neliniște zgomotoasă. Apoi textul ne vorbește despre nerecunoașterea aceasta zguduitoare pe care o descoperim. Toți copiii lui Israel au cârtit. Au cârtit. N-au mai recunoscut în Moise și Aron oamenii prin care Dumnezeu a lucrat. N-au mai recunoscut nici una din frumoasele lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut. N-am putut să nu-mi imaginez cum trebuie să fi trăit toți oamenii ăștia când au văzut întuneric peste toată țara Egiptului. Numai unde locuiau ei? Dacă erai acolo, ce ziceai? Ce ai fi zis? Să vezi boală după boală, nenorocirile alea care vin și în care ținutul gosel, ca să nu mai vorbim de ultima și cea mai severă dintre toate pedepsele pe care Dumnezeu le-a lăsat. Moartea copiilor născuți. Să treci peste noapte bucurându-te de copiii tăi în jurul mesei, pentru că sângele e pe tocul ușii. Și îngerul morții a trecut. Ai zice că dacă trăiești chestia asta, în veci, nu-ți mai trebuie nimic. Ha? Nu? Nu? Și totuși, nu mai recunosc nimic. Ca și când cu buretele s-a șters tot. Trecutul, oricât sună de glorios, nu mai are nicio valoare în fața prezentului incert. Aurul. Și în momentul în care tot ce a făcut Dumnezeu până astăzi nu mai e recunoscut, începe această stare de nerecunoaștere care zguduie din temelii orice ființă. Când nu mai recunoști minunăția lucrării lui Dumnezeu în viața ta, se instaurează nemulțumirea. Care dintre noi ar putea fi nemulțumit după ce a înțeles jertfa Domnului Iisus Hristos și învierea lui din morți? Care? Care dintre noi ar mai putea fi nemulțumit când înțelege că Dumnezeu a așezat pe noi Duhul Sfânt ca să ne păstreze, ca să fie ca o pecete, ca să ne protejeze, să ne călăuzească, să avem siguranța veșnicie, arvuna pentru împlinirea promisiunii. Ce nemulțumire mai putea avea? Ar mai putea fi vreo nemulțumire? N-ar trebui? Pentru că Dumnezeu a făcut mai mult decât ar meritat noi toți la oaltă. Dar atunci când își face simțită prezența nemulțumirea, și-o face pentru că nu mai ne amintim. Nu mai recunoaște. Nici pe Dumnezeu, nici lucrarea Lui, nici cei prin care Dumnezeu ne vorbește, nu ne mai interesează de nimeni, de nimic. E zguduitor. E zguduitor să facă Dumnezeu atâtea lucrări superbe și toate să fie șterse cu buretele, pentru că prezentul e înfricoșător. De la această nerecunoaștere
se ajunge foarte repede la o, eu am numit-o nerușinare zeflemitoare. Îl iau în derâdere pe Dumnezeu. De ce am ajuns aici? Ce căutăm aici? De ce ne-a spus Domnul? Întrebați? Întrebările sunt puse în așa manieră încât să indice faptul nu că Dumnezeu n-a făcut nimic. Dumnezeu a făcut ceva, dar a făcut rău. Nu a avut idee bună. Ce bine era legea. Ce frumos era. Era mai bine să stăm acolo. Murim acolo. E crud. Cu câtă nerușinare vorbesc și astăzi mulți dintre credincioși. Câtă lipsă de respect pentru înălțimea și măreția investiției lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Dumnezeu, doar pentru că nu ne convin anumite realități. Circumstanțele pun stăpânire pe noi atât de mult încât nu-L mai respectăm pe Dumnezeu. Devenim zeflemitori, râdem. Fără rușine. Cred că suntem în generația în care cuvântul rușine e atât de rar pronunțat, încât astăzi, dacă vorbești tinerilor despre rușine, trebuie să și le explici ce este. Experții zilei ne spun că rușinea nu e o trăire pozitivă. Nu e ceva pozitiv. Nu. Ai grijă să nu-ți rușinezi copilul prea mult că își pierde din personalitate. Nu. Să nu cumva să faci pe cineva de râs. Nu. De rușine. Toată lumea încearcă să evite. E bine, e extrem de grav. Pentru că oamenii când încep să vorbească fără să aibă rușine, mai ales cum vorbesc ei, și e o caracteristică a nemulțumirii. De obicei, un om nemulțumit nu o să fie un om rușinos. Și cu cât e mai adâncă nemulțumirea lui și cu cât e mai vocal, cu atât ceva dispare. Rușinea. Respectul. Oricât de justă ar fi o nemulțumire, e extrem de important să fie ținută sub control printr-o autopretenție, la a nu spune lucruri de care mai apoi să-ți fie rușinea. Evident că între noi apar nemulțumiri. Niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Pot apărea nemulțumiri. Trebuie să avem însă grijă să nu începem să ne tratăm unii pe alții într-o manieră în care mai apoi să ne fie rușine. La aștia nu a fost. La aștia nu le-a fost rușine. Această nerușinare duce la această neîncredere zdrobitoare. Ne duce Domnul în țara asta. Vreau să observați această neîncredere. Să observați ce lipsă de logică și rațiune are. Ne duce Dumnezeu în țara asta și vom cădea uciși de sabie. Observați lipsa de logică. Adică ei cred că Dumnezeu îi duce. Da? Dar nu cred că Dumnezeu care îi duce până acolo îi în stare să treacă de obstacolul ăsta. A, da! Până acum au fost, da! Ne duce Dumnezeu. Ne duce și mai încolo. Dar ne duce numai ca să ajungem și uitați-vă ce imagine pictează ei. Nevestele noastre, copilașii noștri, o să ajungă așa, o să ajungă așa.
Dintr-o dată, Dumnezeul care ne duce dispare din imagine. Mai tare decât Dumnezeu sunt netăiați împrejur, care le vor viola nevestele și vor transforma pe copiii lor în robi. Și da, oricine ar zice la fel, decât să ajungem dărjaf în mâna unora, mai bine să murim. Dar ce credință e aia, frate și soră, care ne zice, ne duce Domnul până acolo, dar nu mai poate. Ce stranie e nemulțumirea. Ce ciudată e această încredere care se transformă în neîncredere. Ce-ți folosește să crezi că Dumnezeu te-a adus până aici, dar de aici nu mai poate. De aici, o, săracul de tine, ce dezastru. Săracul Dumnezeu care nu mai poate. O ajuns la limită. Până aici au putut, că nu au fost în pustie, i-au trimis una alta, dar aici, gata. Hai să împiedică. Și el și noi. Serios? De câte ori nu gândim la fel? De câte ori uităm să ne încredem în Dumnezeu pentru că prezentul ne aduce circumstanțe prea abrupte, prea severe, prea mari, supradimensionale. Cum a... Da, se descurcă Dumnezeu până în una, până în alta, dar... E o problemă asupra căreia aș dori să medităm. Pentru că e o problemă foarte serioasă. Încrederea în Dumnezeu nu poate fi știrbită de nicio imagine a prezentului. Încrederea în Dumnezeu nu ține de ce se întâmplă în prezent, ci de cine este Dumnezeu. Și vom observa după masă că Dumnezeu chiar pretinde că slava Lui va umple tot Pământul. Că ceea ce ei privesc față în față și experimentează în momentul respectiv e atât de mititel în toată istoria lui Dumnezeu încât săracii n-au cum să priceapă. Cu mintea lor de porumbel, ce să priceapă? Așa suntem și noi. Prezentul devine atât de important încât încrederea se transformă în neîncredere. Pentru că nu e completă. Nu e autentică. Nu e ancorată în cine este Dumnezeu. Nu numai în ce a făcut Dumnezeu. Sigur că ce a făcut Dumnezeu este extrem de important pentru noi. Dar și ce a făcut Dumnezeu ține tot de cine este Dumnezeu, astfel încât și ceea ce va face Dumnezeu ține tot de cine este Dumnezeu. Cum adică? Se împiedică Dumnezeu la mal? E o problemă pe care toți o avem și astăzi. Privim la circumstanțe, la împrejurări, la evenimente, o, biserica moare, gata, nu mai are, își trage ultima suflare, hai să schimbăm ceva. Dar dacă mai ducem ceva viață la Dumnezeu. Și uităm că Dumnezeu e Dumnezeu în vecii vecilor. N-avem de schimbat nimic decât pe noi înșine. Dacă vrem să realizăm ceva pentru slava lui Dumnezeu, nu trebuie să-i schimbăm pe ceilalți, trebuie să ne schimbăm pe noi. Să ne schimbăm după cum ne învață cuvântul, după cum ne învață Scriptura și Dumnezeul care a lucrat în noi să rămână la lucru noi, așa cum spune Pavel Filipenilor. Sunt încredințat.
sunt încredințat că cel ce a început în voi această bună lucrare s-ar putea să nu se știe. Încrederea nu e încrederea că nu e absolut. Dumnezeul care a început o va isprăvi. Dacă pentru asta trebuie să întoarcă lumea cu sus în jos, așa o să facă. Dar ce a început va isprăvi. Ce lipsă de logică în credință. Adică Dumnezeu ne duce, dar a început. E bine, dar nu mai spune. Dumnezeu mai spune. Ne putem lăsa liniștiți și prinde încredere în mâna Lui, indiferent cum arată prezentul? Nu știm. Toată ziua aud la televizor tot felul de... De fapt, acum n-am mai auzit de mult știrile, nu m-am mai uitat de mult, că aproape că le pot eu spune. Dacă mă întrebați pe mine, vă spun că o să vină rușii peste noi, o să ne înghită de vin, palestinienii o să înghită lumea și așa mai departe. Începe războiul care nuclear și... Nu. Să fie, domnule, să vină războiul nuclear. Care e problema? Că plecăm mai repede acasă? Că ajungem mai repede în slavă? Care e problema? Ne lăsăm atât de alarmați și de neliniștiți în prezentul incert în care trăim, în care, da, sunt evenimente care parcă sunt mai drastice ca înainte. Parcă vremurile parcă s-au asprit un pic. No, și? Ce dacă? Ultima stare pe care vreau să o observați este această nesupunere zădărnicită, care zădărnicește planul lui Dumnezeu, nici o cum vreți, care zice în urma acestor neîncrederi, acestei neliniști, acestor nerecunoașteri, nerușinare, se ajunge la starea de apogeu. Și au zis unul altuia. Acum nu mai vorbesc cu Moise. Până aici au vorbit cu Moise, cu Aron, vorbesc cu Dumnezeu în derâdere. Aici vorbesc între... Gata. Pregătiți sau și soluția. Soluția e pregătită. Dumnezeul care ne duce poate pleca. Gata. Nu, nu. Să își vadă de treaba lui. Noi ne alegem pe unul după inima noastră. Ne alegem pe unul care să ne ducă nu unde vrea el, nu unde trebuie, alegem pe unul care să ne ducă unde vrem noi. Înapoi în Egipt. Să vorbesc despre nebunia și ignoranța unei asemenea discuții nu merită. E evidentă lipsa de rațiune, de cumințenie, de logică, de idei sănătoase. După tot ce au trecut, să nu uităm că au trecut Marea Roșie. Ce o să facă căpetenia când se întoarce înapoi? O să țină toiagul lui Moise să se deschidă mari? Ce o să facă? Ce o să facă? Dar totdeauna nemulțumirea la asta duce. Îi lăsăm și dăm la o parte pe cei ce fac ce nu ne place și alegem pe aia care vor face ce vrem noi. Să ne ducă unde vrem noi. Nu mai contează Dumnezeu. Ne-a dus Domnul până aici, acum alegem noi. Nu trebuie să ne mai dea El. Nu ne mai dea El. Ne alegem noi. O căpetenie care să ne ducă unde vrem noi. Adică înapoi. E foarte trist. O spun cu foarte multă respect.
Este exact ce se întâmplă în biserica asta. Biserica nemulțumită își schimbă structura, sistemul și își aleg căpetenii care îi lasă înapoi în lume. Egiptul în biserică. Interesant. Am ajuns să facem în biserică tot ce se face în lume. Că ne place. Pentru că prezentul arată, aoleo, ce ne facem? Uite, tot mai puțin, nu mai vin, nu mai cu tare, nu mai cu tare. Ce ne facem? Desființăm Uniunea Baptistă, că mergem tot în jos. Nu desființăm. Inventăm căi noi. Știi, băi, ce să facem? Suntem oameni cu care ne alegem noi căpeteniile și majoritatea decide. Majoritatea decide. Când majoritatea se exprimă, minoritatea poate face ce-a făcut minoritatea asta, dar deja am depășit. Vreau însă să atrag un mare semnal de atenție, de alarmă, fiecăruia dintre noi. Nu pentru că aș ști ceva sau aș caracteriza pe vreunul dintre noi. Fiecare vă știți trăirea, fiecare dintre noi știm trăirile noastre. Aș vrea însă să fim cu luarea minte și să cercetăm adânc ființa noastră, dacă nu cumva ușurel și încet, Satan strecoară și în inimile noastre nemulțumire. Neliniște. Nesiguranță. Neîncredere. Adică da, mai bine să crezi până într-un loc, dar nu fă din credința asta ceva atât de radical încât uită-te și tu, că situațiile să... Evidența situațiilor e mai tare decât ce crezi tu. Satan e un maestru, viclean și ret, care în momente în care nici nu te așteptăm, nici nu ne așteptăm, strecoară în inimile noastre o încredere care nu e întreagă. O neliniște care n-are ce căuta în viața unui credincios care îl cunoaște pe Dumnezeu. Într-o nesiguranță care încet, încet, cu neliniștea și cu toate astea, se transformă în nemulțumire. Și închei. O subliniere ca să nu fiu greșit înțeles. Putem fi nemulțumiți când e vorba de noi înșine. Chiar ar trebui să nu fim chiar foarte mulțumiți. Că de obicei, cel nemulțumit, nu-i nemulțumit de el. De obicei, cel nemulțumit e nemulțumit de situații și situațiile există din vina altora, care dacă s-ar schimba, ar fi și el mulțumit. E normală o normă de nemulțumire față de noi înșine. Ar putea să fim nemulțumiți față de orice formă de necinstire a lui Dumnezeu. Da. N-ar trebui să ne lase calm și fără reacție blasfemierea lui Dumnezeu, batjocorirea lui Dumnezeu, nerușinarea cu care e implementată necredința în Dumnezeu. Nu, asta n-ar trebui să treacă lăsându-ne impasibili. Dar când e vorba de Dumnezeu, de viitorul nostru, de veșnicia noastră, de lucrarea Lui prezentă în inimile noastre, ci de destinul nostru care este în mâna Lui, niciodată n-ar trebui să fim neliniștiți, nesiguri, neîncrezători. Repet, cel ce a început în voi această bună lucrare, ziceți,
o va izbăvi. Slavă Lui! Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui, pentru robul Lui care ne-a dus cuvântul și vreau să cântăm în încheiere cel puțin o strofă din cântarea 715. Pentru că am auzit și în mesaj, opusul nemulțumirii este mulțumirea și pacea. Pentru că nemulțumirea întotdeauna are cu ea neliniștea. Însă mulțumirea întotdeauna are cu ea pacea. Dar nu orice pace, ci pacea Domnului, pacea Domnului Iisus, pacea lui Dumnezeu. Pacea deplină pe care o găsim în Domnul Iisus. Mă invit să cântăm din cântarea 715, prima și ultima strofă. Pace deplină în Iisus găsim în al Său sânge când ne curățim. Pace deplină chiar și în durere. Credința în Iisus dă mântuire. Vă invit să cântăm meditația. Fim păziți de puterea ta. Amin. Și să stăm în credință ta. Duhul tău cel sfânt să ne stăpânească și noi, în supunere de față de Duhul tău, să ne stăpânim reacțiile și gândurile noastre și orice lucru să-l facem roba ascultării de Domnul Iisus. Binecuvântă-ne pe toți și îți mulțumim că ne-ai vorbit și ne-ai cercetat și ne-ai atenționat și în dimineața aceasta. Ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului pentru slava ta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.